Salut, sunt Robert și în filmul ăsta vreau să-ți vorbesc un pic, să spun părerea mea despre salariul minim european. Se tot discută de ceva vreme, iar acum Ursula von der Leyen, sau cum o cheamă pe cucoana asta, înțepată, care e acum președinta Comisiei Europene sau ce e ea, că habar n-am, zice despre posibilitatea de a introduce un salariu minim european în toate țările membre ale UE. Bun, problema e delicată dacă mă întrebați pe mine, pentru că salariul ăsta minim european, în principiu, ar fi bine dacă s-ar aplica. Din punct de vedere al oamenilor, ar fi foarte ok. Adică, ca stabilești un nivel minim la toate țările, e important cum se stabilește nivelul la minim, pentru că sunt convins că nu o să se stabilească la nivelul minim al celei mai sărace țări. Pentru că altfel ceilalți ar avea de suferit cetățenii în Germania, de exemplu, care sunt plătiți la salariu minim și atunci ar trebui să coboare salariul la minim. Și atunci probabil că se va stabili o valoare medie către valoarea cea mai mare din punctul meu de vedere, pentru că e mai ușor să ridici, mai ușor, e mai convenabil pentru oameni și nu este atât de mult scandal să ridici salariile decât să le cobori. Da, adică e foarte complicat să te duci să le spui ăla din Germania, bă, o să coborâm salariul minim acum la 600 de euro față de 1000 și ceva cât au ei, sau 400. 400 de euro față de 1000 și ceva. E foarte complicat să faci treaba asta. Bun, ideea este că e destul de greu de aplicat un astfel de principiu, pentru că dacă, de exemplu, s-ar mări salariul minim în România de la nivelul actual, s-ar duce către 800 de euro, de exemplu. Asta ar fi o problemă foarte mare pentru foarte multe companii. Pentru că foarte multe companii din România plătesc salariul la minim pentru că nu au cu ce să plătească mai mult. Adică marja lor de profit e atât de mică. Și gândiți-vă, de exemplu, la fabricile alea care lucrează în lon. Ei lucrează în lon și reușesc să se mențină pe linia de plutire pentru că au salariile alea minime pe economie pe care le plătesc. Dacă salariul la minim pe economie s-ar mări, i-ar fi obligat să mărească prețurile. În condițiile astea ar pierde clienți. În condițiile în care ar pierde clienți, e foarte posibil să, pentru că nu mai au venituri, e foarte posibil să cadă în cap. Adică probabilitatea de a cădea în cap pentru companiile românești, dacă se impune un astfel de salariu minim pe economie, ar fi foarte, foarte, foarte mare. Și nu e vorba de una, două companii, e vorba de foarte, foarte multe companii, pentru care salariul la minim la momentul respectiv, la momentul actual, este un avantaj și avantajul respectiv ar fi anulat. Da? De asta cred eu că e foarte dificil de implementat o astfel de chestie și astea sunt niște chestii politicianiste care se tot aruncă din când în când, până când nivelul de trai în țările UE nu este aliniat și asta este iarăși foarte greu de făcut și durează foarte mult timp, va fi foarte greu de implementat o astfel de măsură reală. Adică nu hai că implementăm de acum și dăm țărilor 6 ani să se alinieze și românii merg în continuare pe salariu minim ăla de la avut până acum și în 6 ani o să treacă și să mai dau derogări și uite așa și uite așa. Da? Deci de asta spun că este extrem de greu să se întâmple chestia asta. Bun, cam asta vreau să vă spun. Mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe YouTube cum mai pun filmulețe pe aici și vă aștept în comentarii cu părerea voastră, like sau dislike, să văd dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Mulțumesc, la revedere!